Hei, salut! Eu sunt Masico și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi o să vă prezint armele de care am dat comandă săptămâna trecută. Cum știți, eu acum ceva timp am fost într-o pădure unde acolo se afla Soxo și din acel moment m-am gândit cum să mă apăr și eu cu ceva, adică nu știu, m-am gândit la ceva să-mi cumpăr ca să mă apăr de acea creatură, așa că m-am gândit să-mi cumpăr niște arme, nu niște arme reale, sunt niște arme airsoft, așa că no panic pentru cei care se gândesc acum că mi-am cumpărat arme reale, nu știu ce. Și da, o să vă prezint pe rând, dar mai întâi vreau să vă spun că am primit un mesaj nou de la Soso și mi-a spus că, mamă, deci mi-a spus tipul ăla că îmi știe adresa pur și simplu și eu cred că mi-a găsit adresa, asta înseamnă că dacă mi-a găsit adresa nu e bine deloc. Pur și simplu nu înțeleg cum îmi găsește adresa, ori o fi un hacker sau ceva, ori o fi prieten cu game-ul ăsta, dar nu e o problemă. Dar mi-e frică să nu intre în casă, mamă, deci dacă intre în camera mea, oricum am cheie, o să închid ușa și sper să nu intre. Ok, să nu mai stăm mult la vorbă, așa că apăsați pe butonul de like să strângem 2000 de like-uri dacă mai vreți videoclipuri cu Soxo și așa mai departe, videoclipuri horror, așa că o să vă prezint armele, o să trecem cu acest AK aici. Deci, cum vedeți, acesta este un AK, nu? Da, un AK, dacă nu mă înșel. Scrie acolo Made in China. Deci, YouTube, this weapon is not real. Deci, nu blocați mie videoclipul. Sau, oricum, nu cred că o să pot activa reclamele la acest videoclip. O să fie ceva limitat, mă rog. Deci, asta e prima armă de care am dat comandă. Nu știu, a costat undeva la 100 de euro, cred, nu? 100 și ceva, cred, nu mai știu sigur. Nu înțeleg de ce am dat de două arme comandă. What? Ok, mă rog. Deci, această armă e cu bile, sunt niște biluțe mici, albe. Și... What? Ce se aveți? Ok. Deci, o să o testăm puțin. Dar nu înțeleg. Asta e stop, cred, nu? Stop, what the hell? Mamă, deci gândiți-vă dacă o fi în acest moment, o fi reală arma asta, deci nu o fi airsoft și o fi reală și eu când o să trag acum o să pac. Mamă, deci când vine poliția din prima secundă, cred. Ok, o să o testăm acum, mai întâi trebuie să o încărcăm, dar nu am idee cum să o încarc. Mamă, deci pac, pe tine o să dau în aer, pac, 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 de acolo direct în cap o să dau. Ok, bun, perfect. Deci trebuie să tragem așa ca să o încărcăm. Deci eu încărcăm pac așa, nu? What, mamă, cum arată? Deci... Ok, e încărcat acum, nu? What? Hat eine Fresse, meine Güte, ey! Mă... Ce se aude? Mamă, cât de tare se aude, eh? Gen aici nu e lemn, e plastic. Dar gen e foarte grea și e lungă, nu știu dacă vedeți voi pe... Pe filmare e foarte lungă, gen, are, nu știu, un metru, gen. Deci dacă stau în picioare, e până aici la mine. Deci e destul de mare, așa că această armă o să o iau cu mine când plec în pădure. Și nu știu, o să mă apăr și de porci mistreți, cred că o să fie și porci mistreți, plus capre, cred. Capre sau nu știu ce mai sunt în pădure acolo, creatur, nu înțeleg. O să-mi iau această armă cu mine. Aici unde încarc bilele. Ok, bile nu cred că... Nu e nimic acolo. Asta e prima armă care am luat-o. Acum să trecem la următoarea. Deci tipul ăsta mi-a scris pur și simplu adresa de unde stau, what the help? Soxul ăsta mă aine frese ce mă enervează, deci pur și simplu mi-a găsit adresa. Eu nu înțeleg cum. Deci pur și simplu mi-a găsit adresa, da. Ok, la noapte mă aștept cu el, 100.000. 100.000 mă aștept cu el undeva, ai pe aici prin cameră. Nu știu, scrieți în comentarii dacă vreți să mă filmez noaptea. La noapte, mamă, deci dacă mă filmez la noapte când vine el, o să fie groaznic.
Scrieți în comentarii dacă vreți să mă filmez când, dacă nu știu, nici nu știu dacă. Man, sper să nu vină. Ok, trecem cu următoarea armă, de care am zis că nu știu, îmi trebuie două arme ca să mă apăr mai bine. Ce, nu știu. Arma asta cred că e tot, cât am la pe asta, nu știu, 70 sau nu mai știu sigur. 70. Și ăsta este un M4, cred, nu? Sau M16, M4, mă rog. E ceva gen arată. Acum putem da jos. Asta e Cougar. Ok, perfect. A, mamă, deci nu e bine să te uiți acolo. Pac. Și asta e cu lunete, mai multe chestii are în el. Ceva de genul arată. E lungă, deci cum vedeți e lungă și în partea aia are și... Are și lunetă. Pac, pac. Mamă, deci Annabelle o stau cu arma asta în cap. Și aici trebuie tot așa să o încărcăm. Sau? Ok. Nu știu cum să o încarc acum, nu am idee. Sau? Hal... Man. Ok, deci din partea asta trebuie să-i dai ca să poți să tragi. Pum, pum. Ok, deci se aude foarte tare. Aici chestia asta unei încarci. E pac și aici o pui așa și gen, nu? Zac. Ok, și arma asta am luat-o. Nu știu, sper să mă ajute. Nu știu, la prinste, o să mă duc, cred, la prinste iepuri sau ceva cu armele astea. Nu știu, sper să meargă la prinste iepuri. Mamă, nu știu dacă merg cu bilele alea. Sau nu știu, n-am idee. Scrieți în comentarii dacă pot să prind iepuri sau poști mistreți cu arma asta. Yo. Ok, deci arată interesant. Mai pun aici o din aia, că, adică să stea pe pieptul meu aici. Și adică e ok. E airsoft, it's not real. Oricum, YouTube cred că o să-mi blocheze videoclipul ăsta 100.000. Așa că nu știu dacă o să... Sper să nu blocheze, dacă îl blochează, deci... Piu, nu e bine, acolo e Annabelle, tot se uită la mine, nu înțeleg ce vrea. Puh, mamă, deci mi-o doare capul, nu aveți idee cât de cald e în Germania aici. Mamă, deci într-o dată a venit o căldură, nu... O căldură, da. A venit o căldură, nu aveți idee, aproape 30 de grade. Nu e bine, dintr-o dată așa, mamă, deci... În Germania aici, bai 30. După o oră, două, e minus 3, după iar minus 10 și nu e bine, nu-mi place clima din Germania, nu știu. Și m-am gândit într-o zi să-l sun pe Xoxo, nu știu dacă răspunde. Ar fi chiar tare să răspunde, nu știu, scrieți în comentarii dacă vrei să-l sun. Poate o răspunde, poate nu, poate da, poate nu, poate da, nu știu. Dacă o să răspundă, așa că noi ne vedem data viitoare cu videoclipuri noi. Așa că rămâneți pe fază, abonați-vă la acest canal, încerc să postez cât mai des pentru voi, vine vara și da, ne vedem data viitoare. Pa!